Oana a avut emoții atunci când ei s-au combinat, că nu știa cum o să reacționez eu și dacă o să fie ok față de mine, că noi eram în același loc, la același loc de muncă. Și inițial mi-a zis Vlad de ei și am zis, a, super, bravo, mă bucur. După care a venit și mi-a zis, zice, dar să știi că Oana are așa niște emoții, dacă îi vorbește tu cu ea. Și a zis, păi de ce să nu vorbesc? Și am luat-o departe și a zis, fată, liniștește-te. Nu mai suntem împreună. Exista normal în subconștient faptul că, băi, e posibil să fie și omul ăla gelos sau eu gelos sau... Nu, n-a fost cazul, pentru că noi am încheiat lucrurile foarte frumos și ne-am dorit amândoi am fost pe aceeași pagină, ne-am dorit să rămânem relații bune.